Da, pornim tema pentru acasă. Asta am zis. Tema pentru acasă. Asta am zis. Te rog. Ești șef iarăși? Să se calculeze. Să se calculeze. Limită X pentru care X tinde la 4. Da. Din minus 4 plus radical din X minus 2. Minus 4 plus, radical din X minus 2. X minus 2 sub radical, cred că, nu? Da. Nu. Sunt la fara radical. Minus 2, așa? Da, nu fac la radical. Minus 4 plus radical din minus 2. Minus 2. Da, minus 4 minus 2 face minus 6. Deci fac calculul. Deci egal mai departe cu limite. Pentru x tinde la 4 din minus 6 plus radical din x. Și care e egal cu, mă cuim pe x cu 4. Da? Și e egal cu minus 6 plus radical din 4, care face minus 6 plus 2, egal cu minus 4. Deci e o limită mare. Eu credeam că x minus 2 măcar sub radical acolo. Nu. Deci nu. Așa. Altă limită? Limită din limită pentru x tinde la 0. Limită pentru x tinde la 0 din x pătrat plus x plus 1. Rotine paranteză sin de x, ori sin de x. Ori sin de x, egal. O punem pe x cu 0 și face 1 ori sin de 0 grade. Sin de 0 este 0. Și faci 1 ori 0 și egal cu 0. Apoi. Limită pentru x tinde la e. La e, da? Da. Din ln de x. Ln de x. X plus x pătrat. Plus x pătrat. Egal cu ln este logaritm baza e. Deci eu ăsta este un număr 2,718 multidecimale. Niciodată periodic, nimic. El, eu ăsta este limită pentru e în timp de la e în timp de la infinit din 1 plus 1 pe e. Totul la n. Este un șir, așa construit. 1 plus 1 pe n, totul la n. Trecând la limită, ar fi 1 la infinit. Că 1 pe n se duce la 0, am arătat, am mai vorbit noi de aici, se face 1 la infinit. Dar se constată că șirul ăsta e un număr între 2 și 3. Și limita sa va fi 2,6, a fost notat el, cu număr irațional, cu infinitate decimale. De ce vorbim? În loc să zic logaritmul baza e din x, zic ln din x. Și se subînțelege că atunci când nu mai pun baza, și scriu ln, să se înțelege că logaritmul are baza e. Acest număr, 2,718. Da? Și atunci înlocuiesc x cu e și devine egal cu ln din e plus e pătrat. Și egal cu ln din e. Ne amintim la proprietăți logaritmului cât este logaritm baza a din a. Logaritm baza a din a cât face? 1. Pentru că a la întâia egal cu a, nu? Da. Păi când, în cazul nostru, ln e logaritmul baza e din e. Și face cât la logaritm baza din e? Face 1, nu? E 1 plus e pătrat. Terminat.
Da? 1 plus e pătrat. Da. Alte limite. Limită pentru x tinde la minus 1. Limită pentru x tinde la minus 1 din? Din minus x pătrat. Minus x pătrat. Plus 3. Da. Supra 2x plus 5. Deci dintr-o fracție trebuia să spui. Dintr-o fracție. Dintr-o fracție. Încât la numărător este minus x pătrat plus 3. Supra 2x plus 5. 2x plus 5. Și egal cu limită. Înlocuim, pur și simplu, de ce se întâmplă. X înlocuim cu minus 1 și egal cu din de fapt, minus, minus, minus 4 plus 3. Deci 4. X tinde la cât? La minus 1. 1 e 4. Deci pun minus, în paranteză, minus 1 la a doua. Că pe X l-am găsit cu minus 1. Da. Deci minus 1 la a doua. Și plus 3. Totul supra 2 ori minus 1. Plus 5. Plus 5. Și egal cu? Minus 1 la a doua. E 1 și cu minus 1 în față, minus 1 plus 3, 2. Minus 1 plus 3 face 2. Totul supra? Minus 2 plus 5, 3. 3. 2 pe 3. 2 pe 3. Apoi o altă limită. Limită pentru x tinde la 2. Din 2 la x. Dintr-o linie de fracții sau nu? Nu, nu, nu. 2 la x. 2 la x. Plus 4 la x. 4 la x. Minus 1 pe 2 la x. 1 pe 2. La x. În paranteză. Nu, nu, 2 la x. 1. 1 supra 2 la x, da? Da. Așa, e scris, da? Da. Și o gândiți cu 2 și face egal mai departe, cum? 2 la... 2 la a doua. Așa. Plus 4 la a doua. Așa. Minus 1 pe 2 la a doua. Și egal cu 4 plus 16, minus 1 supra 4. Minus 1 pe 4. Și egal cu? Egal cu numitorul comun 16. Hai, 4 cu 16, 20. A, 20, da. 20 minus 1 pe 4. Acum amplific și faci 80 minus 1, 79 supra 4. Supra 4. Altă. Limită pentru x tinde la 3. Limită pentru x tinde la 3. Din x pătrat plus 2 pe 3 x. 2 pe 3 ori x, ori nu? Da. X-ul aici, da? Da. Din asta. Da. Egal cu 3 la a doua. 3 la a doua. Plus 2 pe 3 ori 3. Ori 3. 3 pe 3 simplifică. Se face 9 plus 2. 9 plus 2 plus 11. Alte limite. Limită pentru x tinde la pi pe 2. Pi supra 2 din? Din 2 sinus de x. 2 sinus de x. Minus 3 cosinus de x. Minus 3 cos de x. Deci altul. 2. 2 ori pi pe 2. Sinus, da, sinus de pi pe 2. Sinus de pi pe 2. Minus 3 cosinus de x. 3 cosinus de pi pe 2. Pi pe 2. Face, dacă știi valorile, cât îi simt din 90 de grade? Nu știi. Ce mai e? Nu știu, zi, nu știu. Bun, hai să încercăm acum, că la, dacă dai la pesneală, zice, bă, nimerești. Dar azi o nimerești, bă, nu nimerești. Și trebuie să învățăm ceva ca să te scoți din încurcătură, că cu trigonometria asta e belea mare. Că sunt niște formule acolo și zici, băi, azi le învăț, mă, le uit, azi le învăț, mă, le uit. Deci e o poveste. Iată care e povestea. Povestea e așa. Povestea e cu cercul trigonometric, ca să-l fac aici. Sau acolo, dar nu știu. Hai să-l. Ca să nu mai uiți niciodată, tu și cu toți cei care ne privesc acum și ne vor privi lecția asta, trebuie să înțeleagă așa. Că secretul trigonometriei este cercul trigonometric. Nu se poate discuta nimic și nimic nu înțelegi dacă nu ai clară
chestia cu cei cu trei. Vezi? E vorba de un cerc în care duci cei doi diametri. O, imaginează-ți axa X-lor asta, și asta e axa Y-lor, da? Dar cercul e de rază 1. Deci lungimea cercului acesta are raza 1. Deci o să luăm și noi A, A prim, B, B prim. A, A prim, B, B prim. Și să remarcăm că OA egal cu 1. Lungimea lui OA este 1. Hai să zic multe de OA egal cu 1. Deci cercul de rază 1, cerc trigonometric, cercul trigonometric. Și acum, acum iată cum gândim. O să notăm în sensul pozitiv, un punct M pleacă din A și dacă se mișcă pe cerc în sensul ăsta, e sens pozitiv ăsta. Da? Dacă se mișcă M pe cerc, în sens pozitiv. Și dacă o ia invers, se cheamă sens negativ. Ca să vorbesc de un unghi, înseamnă între OA care stă fixă și M-ul care se ocupă o anumită poziție aici, pe cerc, a apărut deschizătura asta. Și în felul ăsta s-a descris, s-a desfăcut, avem de-a face cu un unghi. Cât este, dacă M, M punctul M, coincide cu A, cât este unghiul alfa? Ce măsură are unghiul alfa? Când M chiar în punctul A. Mai este deschizătură? Deci când M chiar înseamnă cu O, M, este O, A. Și nu mai am deschizătură. Înseamnă alfa egal cu 0 grade. Da? Când M egal cu B, când M a ajuns în B, câte grade o făcut are? Deci M ajunge tot mai în B. Cât este unghiul ăsta între O, A și O, B? O, M. 360 grade. Împărțit la 4, nu? Cât? 4 părți. 360 împărțit la 4, 90. 90 de grade. Deci 90 de grade. Alfa egal cu 90 de grade. Când M a ajuns în A prim, cât e unghiul alfa? 180 grade, sigur. Când M ajunge în B prim, alfa cât de grade? 180 plus 90, 270. Deci el a plecat așa și a ajuns până aici. Când M e egal chiar cu A, după ce s-a făcut o rotație completă, alfa e egal cu 360 grade. Acum, asta în grade, când vorbim, în grade se măsură. Dar știi tu cât e lungimea cercului? Pier. 2 pi r. Cum ți-am zis, da? Arhimedei văzut de câte ori se prinde diametrul în cerc acolo, nu? Și da. De 3 ori și ceva. Și au zis că e pi acela. Deci lungimea cercului e egal cu 2 pi r. 2 pi. Da? 2 pi raze. 2 pi raze. Da? 2 pi raze. Și, și pentru un cerc complet, câte grade ar fi? Pentru un cerc complet? 360. Deci, un cerc complet în grade măsurat fac 360 grade. Lungimea cercului, dacă ne gândim așa, înseamnă 2 pi raze. 2 pi radian, zicem. Deci, în loc zic 2 pi raze, 2 pi radiani. Deci, există posibilitatea să măsor unghiul și în radiani. Așa că, în loc să spun 200, în loc să spun 360 de grade, voi spun egal cu 2 pi radiani. De la 2 pi raze. Deci, 360 de grade înseamnă 2 pi.
dacă 360 înseamnă 2 pi, numai jumătate, 180 de grade înseamnă jumătatea lui 2 pi. Pi. Da? Dacă 360 face 2 pi, numai jumătate, 180 face pi. Numai 90 de grade, cât ar însemna? 90 de grade înseamnă? Pi pe 2. Ai înțeles ce înseamnă? Da. Deci, ia, zicem, pi pe 2 înseamnă 90 de grade. Deci, dacă spun aici la 90 de grade, când alfa e egal cu 90, de fapt, în radian înseamnă pi pe 2, da? La 180 de grade înseamnă pi, la 270 înseamnă 3 pi pe 2. 3 pi pe 2. Că ai un pi pe 2, un pi pe 2, 3 de adi pi pe 2. De 3 ori 90. Fac 3 pi pe 2. Și la 360 e 2 pi, nu? Da. La 360, iată, 2 pi. Acum, hai să vorbim așa. Pentru anumite poziții, când mânsa află undeva pe aici, există deschidătura unui alfa, duc perpendiculara din M pe OA și o notez cu M'. Și a apărut triunghiul, îl vezi și tu, triunghiul OM'. În care vorbesc de OA, OM, pardon, cât e de mare OM? OM. Păi OM nu-i cât OA? Cât OB, cât OA prim, cât raze. Cât e OM atunci? Cât e OA? Cât am zis că este OA? 1. Deci OM egal cu 1. O a apărut aici un triunghi dreptunghic. Uite, vezi? Așa. Și în triunghiul ăsta dreptunghic pot vorbi de raportul între cateta opusă supraipotenză. Pot face raportul ăsta. Da. Deci există. Există. M, M prim supra OM. Există. Pot să fac. Măsor cât e asta, asta, măsor cât e asta. Oricum e mai mic ca 1. De ce e mai mic ca 1? Păi, atenție, M în prima asta e o catetă față de ipotenuză. Ori ambele catete sunt mai mici decât ipotenuză. Și bucățica asta supra asta e mai mică decât unul. Asta e mai mică decât cealaltă. Decât toată ipotenuza, nu? Deci, M în prima mic, e egal cu OM și mai mic decât unul. Și raportul ăsta, valoarea acestui raport, e un număr care s-a notat cu sinusul unghiului alfa. Deci sinusul, așa s-a notat. Sin de alfa egal cu M' supra OM. Deci sinusul este un număr, mă. Sinus de ceva e un număr cu fără, până în 1. Nu e mai mare ca 1. E prostie spui că e mai mare ca 1. Niciodată cateta nu e mai mare decât ipotenuza. E totdeauna mai mică. Deci, să notăm aici, raportul dintre cateta opusă și ipotenuză, deci sin de alfa, egal cateta opusă, cateta opusă, și supra ipotenuză. Cateta opusă, supra ipotenuză. Deci sinusul e cateta opusă supra ipotenuză. Dar tot atât bine poți face și cateta alăturată supra ipotenuză. Și valoarea asta la altă s-o nota cu cos de alfa. Deci cos de alfa este cateta alăturată supra ipotenuză. Și ca mai departe, cateta alăturată în cazul nostru este OM prim, OM prim supra OM. Și egal mai departe, pot să continui. OM prim supra OM cât e de mare?
OEM. E cât OEM prim, balon. OEM prim față de OEM. OEM prim e până aici, până în cap Croația. Ăsta da. Este OEM prim. Iar OEM e de aici până pe punct pe cer. Cât este OEM de mare? Am mai vorbit. Uite, mă, scris aici, mă, e cu un om. E raza cercului. La cer cât e un metru, e raza 1. Și atunci eu pus în supra 1. Încât aici la sin de alfa pot continua, egal cu OEM prim, OEM prim la sinus, supra 1. Și egal cu OEM prim. Iată și chestia am acum, că sinusul unghiului alfa, sinusul unghiului alfa este egal cu OEM prim, M e prim patru, am greșit aici. Că a zis M e în prim supra OEM. Deci trebuia să spun M e în prim aici. Am greșit, da? M e în prim supra 1. Deci egal cu M e în prim. Iar cosinus de alfa, cosinus unghi, este egal cu OEM prim. OEM prim. Deci vezi tu, pentru un unghi, ca să apară un unghi pe cerc, mă pleacă din poziția A și o anumită poziție pe cerc. Ei, sinusul este totdeauna M prim, lungimea acestui segment. Iar cosinusul este proiecția pe lui M pe OA. Pe AA prim. Adică este OM prim. Bucățica asta. Deci sinusul este M prim, adică așa. Uite așa. Ăsta este sinus. Sin de alfa. Și ăsta cine este aici? Cosinus de alfa. Deci sinusul este segmentul ăsta. Iar cosinus este segmentul ăsta. E foarte tare chestia asta. Adică, eu aș putea să spun așa. Ca orice punct de pe în plan, când iau un punct în plan, imaginează că am luat un punct. Ce are punctul ăsta? Are un X și un Y, nu? Deci coordonatele oricărui punct din plan înseamnă un X și un Y, da? Adică iată așa. Dacă eu spun, hai să reprezent punctul M, din coordonate 2 și 5. Ce înseamnă de 2 și 5? Axa X-lor luăm 2 unități, nu? Așa, 2 unități pe Y și luăm 1, 2, 3, 4, 5. Ducem paralel și găsim punctul acolo. Da. Dar și ăsta poate fi surprins ca un punct în plan. M, M, de coordonate. Ce coordonate are el? Are un X. Și X-ul este cosinus de alfa. Și Y-ul, care înseamnă înălțimea pe partea asta, este sinus de alfa. Deci coordonatele punctului din pe cerc sunt coordonatele sunt cine? X-ul. Cos de alfa și sin de alfa. Cos de alfa și sin de alfa. Deci, plecând de la cercul trigonometric, plecând de la discuția care am purtat-o, cercul de rază 1, acum, punctul e primându-se pe cerc, descrie diverse unghiuri. Apare unghiul mai mic decât 90 de grade dacă e pe zona asta, depășește pe 90 de grade, se duc partea asta la altă, depășește pe 180 pe aici, depășește pe 270, nu? Și așa mai departe. Deci vom încerca acum să plimbăm sinusul în valorile cele mai importante. Așa. Vreau să ajungem să mă rețin în mecanic. Totul pe cercul trigonometric. Și este atunci perfect în discuția noastră. Și notăm așa. Tabelul funcțiilor trigonometrice pentru unghiurile mai importante. Tabelul funcțiilor trigonometrice pentru unghiurile mai importante.
vreau să luăm, facem un tabel. Deci tabelul funcțiilor trigonometrice și pentru unghiurile mai importante. Așa. Aici o să pun unghiul alfa pe orizontală și o să zic pentru unghiul de 0 grade. Deci 0 grade pentru unghiul de 30 de grade, pentru unghiul de 45 de grade, pentru unghiul de 60 de grade, pentru unghiul de 90 de grade, pentru 120 de grade, pentru 135 de grade, pentru 150 de grade, pentru 180 de grade, pentru 210 grade, 225 de grade, pentru 240 de grade, pentru 270 de grade, pentru 300 de grade, 315 grade și 360 de grade. Și aici o să pun dedesubt sinusul cosinusul tangenta și cotangenta. Și am înțeles noi așa. Că sinusul este mn prim și cosinusul este o m prim. Mn prim înseamnă y-ul și x-ul este cosinusul, iar y-ul este sinusul. Ei, 0 grade înseamnă în radian 0 radian, la 60 de grade, la 30 de grade înseamnă la 180, cât am zis? Parcă e pi. Da. Nu? 180 am zis că e pi. Hai să punem așa. La 180 este pi. O să punem de jos. Pi. Uite aici, pi. La 90 de grade, cât am zis că este? Păi 90 e jumătate la 180. Pi supra 2. La 270, cât am zis? 3 pi pe 2. Păi 270 este 3 ori 90. Da. Și la 90 cât este? Un pi pe 2? 2 pi pe 2, 3 ori pi pe 2. Așa, la 360 este? 2 pi. Nu? De 2 ori pi sau 180. De 2 ori 180 sau cercul complet. Da. 2 pi. Acum, 30 de grade înseamnă 90 împărțit la 3. Dar 90 împărțit la 3, pi pe 2 împărțit la 3. Și pi pe 2 împărțit la 3 fac pi pe 6. Că pi pe 2 împărțit la 3, încă o dată la 3, înseamnă pi pe 6. Deci aici pot să spun pi pe 6, da? 45 de grade înseamnă jumătatea la 90. Și pi pe 2 împărțit la 2, cât vine pi pe 2 împărțit la 2,
înseamnă pi pe 2, ori inversul, ori 1 pe 2, pi pe 4. Da. Deci pi pe 4 înseamnă cât? 45 de grade. Pi pe 4. 60 de grade. 60 de grade înseamnă de 2 ori câte 30. 2 pi pe 6, nu? 2 pi pe 6, simplifică pi pe 6 cu 2, pi pe 3. Deci rămâi pi pe 3, ca și cum aș fi 180 împărțit la 3. Cu 180 împărțit la 3 face 60. Deci pi pe 3. 120. 120 înseamnă că peste 90 de grade am pus 30. Deci zice așa. 120 de grade egal cu 90 de grade plus 30 de grade. Și la 90 de grade eu înțeleg pi pe 2 plus la 60 de grade nu, la 30 pi pe 6. E calculat la aceeași metodă amplitic cu 3. Da. Și face 3 pi plus pi totul supra 6. Și dă 4 pi pe 6. 4 pi pe 6. Care simplifică și face 2 pi pe 2 pi supra 3. Deci face 2 pi pe 3. Da? Unde e asta? La? La 120. Deci 2 pi pe 3, da? De fapt, 120 putea să fi fost de 2 ori câte 60. Și la 60 este pi pe 3 și de 2 ori 2 pi pe 3. N-am fost atenți. La 135. La 135 e de 3 ori câte 45. 3 ori 5. 3 ori 4, 12. 3 ori 5, 15. E 3 ori câte 45, iar 45 este pi pe 4. 3 ori pi pe 4. 3 pi pe 4. Iar 150 poate fi văzut de 5 ori câte 30. Da. De 30 este 5 pi pe 6. 5 pi pe 6. 5 pi supra 6. La 210. De 7 ori câte 30. 7 pi pe 6. 7 pi pe 6. 7 pi supra 6. La 225. Cred că este de 7 ori câte 45. Ia vezi. 7 ori 5. 7 ori 5, 5, 3, 7 ori 4, 28. 2, atunci nu e de 7 ori, de 5 ori. Ia vezi, de 5 ori pi pe 4. 45 ori 5, 5 ori 5, 5, 2, 5 ori 4, 20 cu 2. Da, 5 ori 5 ori, de 5 ori 45. Da. Iar 45 este 5 pi pe 4. 5 pi pe 4. La 240. De 4 ori 4 pi pe 3. De 4 ori 60. De 4 ori 60, 60 pi pe 3. 4 pi pe 3. 4 pi pe 3. 4 pi supra 3. La 300. De 5 ori câte 60. Da. 5 pi pe 3. 5 pi pe 3. La 315 cred că este de 7 ori câte 45. 7 ori câte 45. 7 ori câte 45. E 205. De 7 ori 45. Atunci de 8 ori, ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mă. De 7 ori câte de 45, 45 ori 7, 7 ori 5, 35, 7 ori 4, 28, 3, nu? 28 și cu 3? 31. 315, bine, 7 pi pe 7 pi pe 4, nu? Da. Și 360 face 2 pi. Așa. Alo. Alo. A, nu se poate să răzbunăm. Mulțumesc frumos. S-au dus bateriile. Mulțumesc mult. Bateriile, să le schimbăm.
facem așa. Și la cameră cât e potrecut. Așa, hai să vedem cât timp a trecut. 36 de minute. E, mare. Iată că acum se aude un mod sigur, vedem și acolo cum bara aceea se urmește și tu. Când nu mai este bara aceea da. Verde, înseamnă cum se mă aude, da? Întoarci capul, mai duci din gândire. Așa, acum o să încerc să plimb, să dau peste unghiurile mai importante ca să completăm acest tabel. Deci, când alfa egal cu 0, când alfa egal cu 0 grade, adică alfa egal cu 0 grade, unde este M? În ce poziție se află M? În centru. Deci, atenție, alfa egal cu 0 grade, adică nu mai există deschizătură aici. O, O. O, M coincide cu O, A. Adică M este în A. Da. Că în momentul când s-a mișcat un pic, are deschizătură, avem unghi. Deci dacă alfa egal cu 0 grade, atunci M egal cu A. Mă coincide cu A. A ce coordonate are? 0, 0. Păi cum A? Păi dacă e pe dreaptă. Păi dacă e pe axa X-ilor, e la distanța asta față de axa X-ilor, de, e 1 aici. Și e cu 0. Nu e așa punctul ăsta A de coordonate 1 și 0 când e pe... Uite la sistemul de axe. Ce înseamnă un punct de coordonate 1 și 0? Aici este 1, distanța, și Y-ul este 0, nici mai sus, nici mai jos. Da? Și aici, și aici este situația noastră. Acum, când avem unghiul alfa de deschizătura de 0 grade, OIM coincide cu OA, și în momentul ăsta avem A de coordonate 1 și 0, și M este identic cu A. Deci, 1 și 0, iar M ce coordonate are, am vorbit noi? Are cosinus. Pe locul întâi parte este cosinus. Uite. Cosinus de alfa. Da. Deci va lui cos de 0. Și respectiv sin de 0. Că alfa cât am spus că este? Uite, cât am spus că este alfa? Alfa... 0, mă. 0, da. Da? Deci M coincide cu A. M are coordonate. Cos de 0 și sin de 0. A are coordonate 1 și 0. Păi cât este atunci? Cosinus de 0 grade. Cos de 0 grade. Uite aici. Cos de 0 grade este 1, că e locul întâi. Și sinus de 0 grade este 0. Deci ăsta e motivul pentru care cos de 0 este 1 și sin de 0 este 0. Dacă sinusul este Y-ul și este valoarea 0. Așadar, la 0 grade spune că sin de 0 este 0, iar cosinusul este 1. Vezi cum am făcut încă o dată, insist. Pentru alfa egal cu 0 grade, M coincide cu A. Da. M este exact în A. În A, da. Și dacă e în A, A are ce coordonate? 1 și 0. Iar M a zis că are coordonate cos de alfa și sin de alfa. Dar alfa este 0, deci cos de 0, sin de 0. Și acum le privești. Cos de 0 este 1, sin de 0 este 0.
Deci tot timpul sinusul este Y-ul punctului de pe cerc, iar cosinusul este X-ul punctului de pe cerc, cel de pe locul întâi. X-ul și respectiv Y. Bun. Luăm că alfa egal cu alfa egal cu pi pe 2. În momentul în care alfa e pi pe 2, unde se află mă? Alfa egal cu pi pe 2 sau 90 de grade? Unde a ajuns mă? A plecat din A și trebuie să fac un unghi de 90 de grade. Unde a ajuns mă? În primul cadran. Nu în primul cadran. Dar unde concret? Concret, ca poziționează-mi ca să fie un unghi de 90 de grade. Deci deschizătura asta să fie de 90 de grade. Ca O, A, O, B. O, B, măi. Deci M a plecat aici și a făcut un sfertul ăsta și a făcut. Acum M e în B, da? B ce coordonate are? Hai să zicem. B ca orice punct. Orice punct. Punctele pe axa asta, cât au? Pe axa Y-lor. Păi, există un Y, există înălțimea asta, iar X-ul este 0. Că dacă faci proiecția, nu pic în dreapta, nici în stânga. Când ești aici, punctul ăsta, ai un X și respectiv un Y. Dar aici, când ești pe axa Y-lor, nu mai ai X. X-ul este 0. Deci, X-ul este 0 și Y-ul este 1, maxim cu putință. Uite, ăsta este Y. 0 și 1. Deci, când alfa e pi pe 2, atunci mă cu cine coincide? Ai spus, am spus acum, mă coincide cu... E cosinus și A. Mă? Unde ajunge mă? În B. În B. Păi mă coincide cu B, așa te spun. Mă coincide cu B. Și atunci, B ce coordonate are? Uite acolo, B-ul are... 0 și 1. 0 și 1. 0 și 1. Iar mă, ce coordonate are? Tot timpul. Nu are cosinus de... unghiul pe care l-a făcut până acolo. Cos de cât vine? Pi pe 2. Pi pe 2. Și respectiv sinus de pi pe 2, da? Da. Cos de pi pe 2 și sin de pi pe 2. Cât este cos de pi pe 2? 0 și sinus este 1. Deci la pi pe 2, cosinusul este... Cât este cosinusul? 0. 0. Deci în dreptul lui cosinus pi pe 2 punem 0, iar la sinus punem 1. Da? Mergem să fac un unghi de 180 de grade. Ca să fac un de 180 de grade, unde ajunge? M-u. A prim. Deci pentru alfa egal, pentru alfa egal cu 180 de grade, adică pi, o să obligă înseamnă pi. Rezultă că în timpul M a ajuns în ce punct? M coincide cu A prim. Iar A prim ce coordonate are? A prim. E pe axa X-ilor, dar e în partea stângă. X-ul este minus 1. Y-ul este 0. Deci în punct de coordonate e minus 1. Și 0. Iar mă, ce coordonate am scale tot timpul? Cosinus de... cât unghi are el acolo? Cos de pi. Și respectiv sin de pi. Privind cele două perechi de coordonate, cât este cos de pi? Cos de pi minus 1. Deci cos de pi la cosinus, de propus la unghiul pi, punem minus 1. Și la sinus punem 0. Hai să vedem când alfa ajunge 3 pi pe 2. 3 pi pe 2 adică câte grade? 3 pi pe 2 e 270 de grade. Da, 270. De grade înseamnă 3 pi pe 2. 3 pi pe 2. Unde s-a ajuns? Unde nu a ajuns mă, care a plecat din așa tot aleargă pe cer. A fost în A prim. La B prim. La B prim. Deci M coincide cu B prim. B prin ce coordonate are? B prim. Minus 1 și 0. B prim are X-ul. E în jos. Y-ul atunci. Y-ul e minus 1. X-ul e 0.
0 și minus 1. Deci 0 și minus 1. Iar mâna are întotdeauna cosinus de... cosinus de 3π/2 și respectiv sinus de 3π/2. Este vorba de unghiul respectiv. Deci cât pune la cos de 3π/2? 0 și la... și minus 1 la sinus. La sinus minus 1. 3π/2 pe aici este undeva, 3π/2 este aici. Pentru sinus punem, cât ai zis tu? Pentru sinus punem minus 1. Deci pentru sinus punem minus 1, iar pentru cosinus punem 0, da? 0. Așa. Și la 2π exact ca la 0 grade. Că s-o închis complet. La 2, la 0 cât a fost? La sinus e 0, la cosinus este 1. Deci 360 exact ca și la 0 grade. Și acum. Hai să vedem la 30 de grade cât punem. 30 de grade înseamnă că cercul ăsta îl împărțim în câte părți? Arcul ăsta aici, ca să fie câte 30 la fiecare. 30, 30, 30, nu? Ca să facă 90. Da, ok. În 3 părți. Poate nu e perfect împărțit, dar o să iau și un pic mai sus. Tu ți împarți exact în 3 și duci deci M este pe undeva pe aici. Ducem perpendiculara. M prim. Unghiul este de 30 de grade acum. Care îl face? De 30 de grade. Și spunem ce este de triunghi este BOM. Triunghiul BOM. Este isocel pentru că OB e cât OM, sunt raze. Deci, fiindcă OB egal cu OM, rezultă triunghiul este isocel, da? Triunghiul BOM isocel. Bine. Dar unghiul ăsta cât o rămas să fie? Dacă să-i de 30, cât i-a rămas până ăsta, până la 90? 60. 60 de grade. Triunghiul ăsta, bă, omul care se-l forma ăsta acum, ce fel de triunghi este dacă el isos și cel? Echilateral. Echilateral de 60 și celălalt a rămas fiecare, 60, fiecare împărțit la 2, deci triunghi echilateral. Deci rezultă triunghiul BOM echilateral. Bun. Eu trebuia să duc așa perpendiculară, ca să aflu, ăsta era parcă așa sinusul, și parcă ăsta am spus mai devreme că este cosinusul, nu? Ăsta e cos de 30 de grade acum. De ce 30? Pentru că asta e deschizătura unghiului. Și asta e sinus de 30 de grade. Dar ăsta așa în jos, segmentul ăsta, nu cumva e proiecția pe axa asta, tocmai ăsta? Deci, asta de aici nu e egal cu asta? Deci, ăsta este sinus de 30 de grade. Segmentul ăsta. Hai să notăm. M prima a fost aici, M secund. M secund. Într-un triunghi echilateral, unde pică perpendiculara pe latura asta? Înălțimea este și mediană și de toate, pică chiar la mijloc. Cât de mare era asta OB? Ca mărime. Cât este OB așa? 1. N-am zis că e 1, totdeauna raza. Și jumătatea sa, cât este? 1/2. Deci cât este sin de 30 de grade? 1/2. Ăsta e motivul. Când ți se dă sin de 30 de grade, este 1/2. Nu e așa că eu vin cuiva așa în capul chestii de asta.
Ăsta e motivul. E jumătate de acolo. Deci 1 pe 2. Și acum pe Pitagora poți să scoți și pe asta. O e în prim, care e cosinus, nu? Din 1 pătrat scazi pe asta la pătrat. Nu? Pitagora ce spune? Suma pătratelor catetelor egal pătratul ipotenuzei. Da? Adică asta la pătrat, hai să spunem. O în triunghiul O, M, O, M, prim. Avem că O, M, prim pătrat, adică asta. Da. O, M, prim pătrat. Plus... plus... M, M, prim la pătrat. Egal cu O, M, pătrat. Egal cu O, M, pătrat. Dar O, M, prim cât este? O, M, prim, am zis că e cosinus. Deci vine cos de 30 de grade, cos de 30 de grade la pătrat, nu? Cos de 30 de grade la pătrat. Plus sinus de 30 de grade, grade la pătrat. La pătrat. Egal cu OM, cât e de mare OM? OM, jumătate. OM, toată OM, de la O până la M. Cât am zis? Păi unul, băi, în cercul trigonometric, dormi? Unul. Este egal cu unul. Și atunci apare, iată și formula aceea, de simt pătrat cu scos pătrat de unghi, face unul. Formula fundamentală a trigonometriei, Pitagora. Te rog, Pitagora, da? Deci avem formula simt pătrat de, simt pătrat de alfa plus scos pătrat de alfa, în general. Egal cu 1. Formula fundamentală a trigonometriei, scriu-mi. Aceasta e formula fundamentală a trigonometriei, care e teorema lui Pitagora ascunsă. Sin pătrat plus cos pătrat, sin pătrat de alfa plus cos pătrat de același lucru. S-a demonstrat și formula fundamentală. Da? Sin pătrat plus cos pătrat face 1. O ținem minte pentru totdeauna. Sin pătrat de ceva plus cos pătrat de același lucru face 1. Motivul e văzut de ce. O la o catetă este sinusul, cealaltă catetă e cosinusul și sin pătrat plus cos pătrat face ipotenuza la pătrat, care e 1 la pătrat 1. Și acum, fiindcă știi pe sinus cât îl știm, pe sinus îl știm 1 pe 2, că am scris, parcă am zis că sinusul e 1 pe 2, găsim cosinusul. Și în formula aceea scriem acum așa. Sinus pătrat de 30 de grade plus cos pătrat de 30 de grade egal cu 1, am spus, da? Da. Dar cât e sin de 30 de grade? L-am aflat, e 1 pe 2. 1 pe 2. Deci vine 1 pe 2 totul la pătrat plus cos pătrat de 30 de grade egal cu 1. De aici rezultă că cos pătrat de 30 de grade, cos pătrat de 30 de grade este egal cu 1 minus sin pătrat de 30 de grade. Egal mai departe cu 1 minus 1 pe 2 totul la pătrat. Și face 1 minus 1 pe 4. 1 pe 2 la pătrat face 1 pe 4. Ați luat aceeași mitos și face 4 minus 1 egal cu 3 pe 4. Deci avem că cos pătrat de 30 de grade egal cu 3 pe 4. De un cosinus simplu, cos de 30 de grade, egal cu radical din 3 pe 4, care face radical din 3, totul pe 2. Că radical din 4 face 2. Deci egal cu radical din 3 pe 2. Este plus minus. Fi plus, fi minus. Sunt două variante. Dar în cazul nostru se vede că e plus. Așa că va veni radical din 3 pe 2. Da? Și se continui povestea asta, ai văzut cum ți-am demonstrat eu aici, și se completează tot tabelul acesta. Întoarcem la limita aceea, că în final rămâne să completez tu cu asta, că mi-am luat toată seara și poate mai teamă, în temă de făcut. Deci de completat, ai văzut, lucrurile merg foarte bine. Nimic nu este mecanic, totul este pe baza unui raționament
corect, sănătos. Să le spunem prietenilor noștri, cei care au probleme la trigonometrie, că eu am scos un volum. Am un volum acolo, sunt acele 18 volume, pentru ele se află un volum de trigonometrie. Unde toată trigonometria a luat în stelul ăsta, așa, de jos în sus, tot explicat, meticulos. Cine pune una pe el și vrea să învețe toată trigonometria, are o șansă mare dacă îl descoperi și îl achiziționează. Așa, să mergem mai departe și să vedem ce mai aveai tu acolo. Mai aveai niște lucruri, niște limite. Da. Acolo era sin de pi pe 2 sau nu știu ce era avea. Ce aveai acolo? Nu, era 2 sinus de x minus 3 cosinus de x. X timp de la pi pe 2. Așa. Deci era limită, să ne amintim. Da. Limită pentru x timp de la pi pe 2. Da. Din 2 sinus de x minus 3 cosinus de x. Să vedem să văd cât e timpul. Da, s-a dus 56. Cât mai avem pentru noi?